Odată cu venirea iernii vin și obligațiile. Inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava vor să se convingă dacă angajații care lucrează în aer liber dispun de condiții decente. Inspectorii ITM nu fac altceva decât să verifice dacă se respectă ordonanța de guvern din anul 2000, care face referire la măsurile ce sunt aplicate în perioadele cu temperaturi extreme. În zilele cu temperaturi extrem de scăzute, dar și în cele cu vânt intens, angajatorii trebuie să respecte anumite condiții prin care angajații să fie protejați cât de cât de temperaturi cu minus. În perioadele cu temperaturi scăzute, angajatorii au obligația de a asigura următoarele condiții minimale pentru menținerea stării de sănătate a salariaților care lucrează în aer liber. Astfel, distribuirea de ceai fierbinte în cantitate de până la 1 litru de persoană per schimb, acordarea de pauze pentru refacerea capacității de termoreglare, scop în care se vor asigura spații fixe sau mobile cu microclimat corespunzător, asigurarea echipamentului individual de protecție. Reprezentanții Inspectoratului de Muncă precizează că nerespectarea acestor măsuri de prevenire se sancționează cu amenzi cuprinse între 1.500 de lei și 2.500 de lei. În această perioadă au fost efectuate un număr de 17 controale, au fost constatate 5 deficiențe și au fost dispuse 5 măsuri pentru remedierea deficiențelor.